Știam în ce. Sunt trei decenii. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Cer scuze! Mulțumesc reprezentanților presiei că au dat curs acestei invitații. Să începem această săptămână cu un subiect, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, foarte important. Haideți să vedem despre ce este vorba. Sunt peste trei decenii de când vorbim despre relațiile tensionate dintre administrațiile de la Chișinău și așa numită administrație de la Tiraspol, fără a avansa pe agenda reintegrării, care de fapt nici nu există. S-ar părea că invazia Federației Ruse în Ucraina ar fi trebuit să ne determine să punem capăt separatismului pe teritoriul Republicii Moldova, să scăpăm de prezența trupelor armate ale unui stat agresor. Dar iată că nu. Și atunci ne întrebăm, când subiectul transnistrean va deveni o prioritate pentru guvernul de la Chișinău? În opinia noastră, la schimbarea de atitudine față de regimul separatist de la Tiraspol, ar trebui să contribuie și dezvăluirile apărute recent în presă despre acțiunile de spionaj ale serviciilor speciale rusești camuflate în ambasada Federației Ruse de la Chișinău, de altfel fapt cunoscut de la independență încoace. Ceea ce a încurajat decidenții de la Chișinău să urmeze exemplul României cu privire la paritatea de diplomați. Ce va urma după această decizie curajoasă? Din punctul nostru de vedere, nimic nu este foarte simplu. Cunoaștem suficiente cazuri de rezonanță, dar care au fost fără finalitate. Nu aș vrea să cred că și acest caz scandalos de spionaj cu agenții ai serviciilor rusești, secrete rusești infiltrați prin centre de cultură și știință, parlament și alte instituții de stat, va avea o soartă similară. În acest context, vreau să atenționez autoritățile despre riscul ca acești așa ziși diplomați să se retragă la Tiraspol, în pretinsul Minister al Securității din Transnistria, în cadrul grupului operativ al trupilor Federației Ruse, așa zisul GOTR, sau consulatul rusesc de la Tiraspol. Cu atât mai mult că MGB-ul, această reminiscență a KGB-ului sovietic, este căptușit de ofițeri ai FSB-ului și dispune de aparataj la fel de sofisticat și performant ca și cel de la ambasada Federației Ruse din Chișinău, suficient să monitorizeze fără impedimente partea dreaptă a ministrului și nu doar. Acest lucru ar fi posibil și din motivul că instituția de resort, SIS-ul moldovenesc, are o prestație derizorie. Ba chiar mai mult, și am vorbit despre acest subiect, are printre angajații săi nu puține cadre instruite în Academia FSB de la Moscova. Așadar, dragi guvernanți, ați făcut primul pas. Nu vă opriți. Faceți-și pe următorul. Puneți subiectul transnistrian pe lista priorităților. Era de înțeles politica slugarnică față de Tiraspol a fostului președinte Dodon. Dar iată că și actualii decidenți politici, în loc să ia decizii tranșante, au ales calea schimbului de amabilități cu oligarhii și autoritățile criminale de la Tiraspol, pe care îi menajează și cărora le satisface orice capriciu, în loc să le pornească dosare penale și să le pună cătușile pe mâini. Amintesc aici de schemele de contrabandă cu țigări, care funcționează la fel de bine ca și pe timpul lui Plahotniuc, despre eliberarea autorizației de mediu uzinei siderurgice din Râbnița, despre firmele șerif cu conturi bancare în băncile din dreapta Nistrului, despre livrarea gratis a gazelor naturale și procurarea de către malul drept a energiei electrice la preț exagerat, facilitarea creșterii economiei transnistrene prin hotărâri de guvern vicioase. Iar mai nou și acceptarea ca meciul de fotbal cu echipa României să fie jucat pe stadionul Șerif din Tiraspol. Încetați să le mai faceți hatârul separatiștilor. De altfel, cum să înțelegem de ce Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a acordat uzinei metalurgice din Râbnița chiar zilele trecute premiul principal al concursului pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor. S-ar putea ca din turnul de fildeș al puterii lucrurile să arate anume astfel. Dar ce are Republica Moldova cu uzina metalurgică de pe teritoriul secesionist, care nu achită la bugetul de stat nici impozite și nici taxe vamale?
Presupunem că guvernarea cunoaște câte daune aduce uzina metalurgică mediului înconjurător și în special oamenilor care locuiesc în imediata apropiere. Atunci, din care considerente, guvernul PAS a eliberat cu atâta generozitate cum companiei autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor și a emisiei de poluanți în atmosferă, în disprețul total față de argumentele platformei DA, a opoziției extraparlamentare și a societății civile în ansamblu. De asemenea, presupunem că guvernarea cunoaște că uzina metalurgică din Râbnița este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul regimului de la Tiraspol și e vorba de sute de milioane de dolari. Și că din acești bani sunt remunerați fără îndoială și spionii ruși și angajații NGB-ului și capii structurilor criminale cu care noi luptăm atât de eficient, în ghilimele. Sau poate că banii servesc și pentru coruperea unor politicieni de pe malul drept al Nistrului. Ori unele surse spun că un afacerist din anturajul primelor persoane în stat ar fi interesat să cumpere uzina, uzina din Râbnița. Dacă nu e așa, atunci de ce nu renunțați la indecizie și politică duplicitară? De ce până astăzi nu sunt abrogate hotărârile de guvern numărul 1001 din 2001, numărul 815 din 2005 și numărul 960 din 2017, care nu fac altceva decât să faciliteze și să legalizeze contrabanda prin segmentul transnistrian? Nu mai menajați regimul de la Tiraspol, altfel zis, nu le mai căutați în coarne. Simularea unei griji exagerate față de cetățenii din stânga Nistrului nu mai convinge pe nimeni, iar susținerea în continuare a regimului separatist, care fără ajutorul Chișinăului oficial n-ar avea practic șanse să supraviețuiască, în special în condițiile războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, este fie un semn de incapacitate, fie și mai grav, un semn de complicitate cu separatiștii. În calitate de opoziție constructivă, cerem adevăr, transparență și decizii tranșante. Vă mulțumesc! O săptămână reușită tuturor. Dacă doriți să adresați întrebări reprezentanței presei, vă mulțumesc. Dacă nu, succes și vouă fiecare în parte. Vă mulțumesc, o zi reușită și un frumos început de săptămână.